Pandurii se află într-o situație foarte delicată. Gorjenii au reușit doar 2 victorii de la reluarea campionatului și parcă nu se regăsesc. Pe teren propriu, Pandurii au avut cele mai multe probleme. Până în prezent nu au reușit nicio victorie pe Municipal, iar echipe care nu mai câștigaseră în trecut la Târgu Jiu și vin din zona Nisipurilor Mișcătoare au plecat cu câte 3 puncte de pe terenul celor de la Pandurii. Antrenorul Petre Grigoraș spune că e inadmisibil să marcheze un singur gol pe teren propriu și să nu învingă nicio echipă acasă. Nu am putea bate nici echipa a doua a clubului, susține Grigoraș. În situația în care suntem, cred că și dacă am jucat cu Pandurii 2, cred că ar fi destul de greu, pentru că e o situație destul de delicată. Poate și un blocaj psihic, atâta timp cât n-ai reușit să câștigi un meci pe teren propriu în 2014, e un lucru care spune aproape tot. Măcar până la final să încercăm să schimbăm puțin, așa cum doresc eu, să creadă mai mult în ei și să încerce să-mi demonstreze că sunt jucători și ei valoroși și trebuie să rămână aici. Și merită să rămână aici. Nu degeaba Pandurii au primit titlul de smurdul Ligii 1 după ce s-au dovedit a fi salvatorii echipelor din campionat cu probleme în această primăvară. Prima lovitură a venit de la Concordia Chiajna, care era în pericol să ajungă în zona minată a clasamentului, dar cele 3 puncte luate de la Târgu Jiu au ajutat echipa în bătălia pentru supraviețuire în Liga 1. La fel s-a întâmplat apoi cu CFR Cluj, formație care a obținut prima victorie în 2014 pe terenul Pandurilor. O altă echipă suferindă, Săgeata Năvodari, a obținut un punct important la Târgu Jiu pentru a evita retrogradarea. Cel mai recent eșec în compania celor de la ACS Poli Timișoara a resuscitat echipa bănățeană, care a plecat cu 3 puncte de aur de la Târgu Jiu. Următoarele echipe cu probleme care vin în căutarea de puncte la Târgu Jiu sunt Viitorul Constanța și Corona Brașov.